S-a născut în apropiere de Varșovia, ziua și luna nașterii nu sunt încă clarificate. Tata francez, mama poloneză. La vârsta de 6 ani, stăpânea foarte bine pianul. La 7 ani, micuțul Friedrich compune o poloneză și un marș militar. La vârsta de 8 ani, îi se tipărește prima sa lucrare. Se face cunoscut atât ca interpret, cât și ca compozitor. Considerat cel mai mare pianist, a dat foarte puține concerte. Primul său mare concert public a avut loc la Varșovia la 17 martie 1830, iar al doilea concert îi marchează triumful. Călătorește în Austria și apoi în Franța. Este unul dintre artiștii cei mai căutați din capitala franceză. Dintre lucrările sale, amintim 12 studii opus 10, 6 nocturne opus 9 și opus 15, Marea fantezie pe arii poloneze opus 13, Rondo în mi bemol major opus 18 și Bolero în do major opus 19, Valsul opus 69 numărul 1, Preludiile, două nocturne din opus 37, Funebra, Barcarola, care reprezintă o deschidere către viitor, și 17 cântece poloneze opus 74. Călătorește în Anglia și Scoția, apoi se reîntoarce la Paris, unde moare un an mai târziu, 17 octombrie 1849. Chopin rămâne primul mare compozitor care s-a dedicat în exclusivitate pianului. El a scris muzica viitorului.